100.000 de copii mi-au văzut mimutra aceasta. Vă iubesc și de aia vreau să facem astăzi 24 de ore. Tata spune da. Tata, ești pregătit? Deși tu like, subscribe. Tata, ești fericită? De ce? Că mi-am văzut video până. Da, trebuie să te bucuri, nu trebuie să fii tristă. Eu nu sunt trist, eu plec de bucurie. Bravo! Vedeți, cea mai fericită. Noi ne sărbătorim. A fost odată o prințesă foarte frumoasă, căreia îi plăcea tare mult să se joace cu o minge de aur, aruncând-o în aer și prinzând-o apoi din zbor. Într-o după-amiază foarte călduroasă. Tu mă asculti? Mingea îi scăpă din mâini și căzu în apa adâncă, neștiind cum să o scoată de acolo. Da, cum face broscuța? Nu mac-mac, uac-uac. E pe aproape de mac-mac. Atunci, repede până canalul tău de YouTube, repede. Cine acolo? Ia uite, repede. Ia uite, mama, ce-ți arată, ia uite. Scrie repede ce au, Patricia. Ce avem noi aici? Ta-da! Oh my god! Avem 100.000 de abonați! Ta-da! Felicitări! Ura! 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 Prieteni, vă mulțumesc foarte mult! Vă iubesc! Ura! Ura! Avem butonul de argint! Ura! 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 Dă-te pe Patricia! Spune felicitări! De abonați. Vă mulțumim! Așa, bravo! Aplaudă, Evita! Bravo, ce acolo? Ia-ți, Evita, acolo 100.000! Da, mami, vin! 100.000 de prieteni! De copii! Mulțumesc, dragii mei! Dați-mă îmbrățișez! Dați-mă pup! Hai să dă pup aici, e aici să pup! Și psica! Patrick, avem 100.000 de abonați, bate lăbuța! El tot are fanii lui, poate, da, Patrick? Mă, gugulicu, măi, purceluș, mă, te-ai îngrășat ca un purcel. Asta, Patrick, de fericire. De fericire, o mănânc, o mănânc pe mama. Vrei acolo lângă el? Poftim. Spune, Patrick, de ce dormi tu în pătucul meu, dacă eu trebuie să dorm aici? E mare fix ca botanul. Da. Uite, dacă îl ridicăm, nu mușca pe mama. Da, da! Ai un metru. Ia-ți pupă mâna. Ia că mă linge. Da, mami, el așa mă iubește, uite. Hop, uite, încet așa. Patrick dacă mușcă și vede că pe noi nu ne doare, pe el începe pe urmă să ne lingă. Da, că uite. Am 100.000 de mânăți, bețelu, bețelu! Ce-a făcut? Te-a mușcat? Dragii mei, cu această ocazie, tatăl meu mi-a promis că vom pleca în Paris, la Disneyland. Dar asta vom face la vară în vacanță. Dar până atunci vom face 24 de ore, tata spune da. Și acesta este cel mai așteptat vlog de mine, cred că și de voi, pentru că de când v-am promis. Tata astăzi a pregătit portmoneul. O întrebare, tata spune da doar ții sau la toată familia, că eu știu să-mi fac planul. Doar mica, pentru că eu aici am muncit cel mai mult și... Luise, trebuie să pui la tăți și câștigă și ce. Poate facem 24 de ore, spune mama și tata spun da. Da, așa ar fi mai distractiv. Bine. Să nu ne repetăm ca la toți alți vlogeri. Să noi să fim mai deosebiți cumva. Așa că odată... Și te-am mușcat, mă văie să pup. Te-a zgâriat, mă mai să pupi. Da, ha. 1, 2, 3, gașcă! Gașcă! Bravo! Punețu! N-am înțeles și gâteala asta de motan. Hai să ne distrăm, să-mi citești povești, să mă învețelești, să ne jucăm. Vreau să ne distrăm, să mă stai cu mine, tati doar de tine. Bravo! Tatăi lor, cine știe versul? Mami, hai să ne bucăm, hai să ne distrăm, să închide povești, să mă veselești. Tati, hai să ne jucăm, vreau să ne distrăm, să stau pe amândoi, știți, mi-e dor de voi. Bravo, Lisa, bravo, Părințean! Prieteni, vă mulțumesc încă o dată la toți, gen, nu știu dacă n-aș putea aduna 100.000 de abonați fără ajutorul vostru. De aceea sunt foarte, foarte fericită, deci vă mulțumesc din inimă, din suflet, din tot. Vreau să vă anunț că pe 4 iunie voi face un concert și intrarea este liberă, este gratuit. Cine vrea, vă aștept acolo, vom cânta și vom face poze. În parcul Alunelul. În Chișinău. Să începem vlogul! 24 de ori tata spune da. Tata și mama. Hei! Nu știu sigur. Mi-a venit o idee, trebuie să facem ceva deosebit. Ok, deci luăm aici o foaie care uci. Am aici niște creioane care sunt neon. Zice ca... Să văd cum am scris. Tata, mă crezi că ajung eu cu creanga aia? Nu. Aia, nu asta. Nu? Nu. Da. Bravo! 100.000 de copii mi-au văzut mimutra aceasta. Vă iubesc și de aia vreau să facem astăzi 24 de ore. Tata spune da. Tata, ești pregătit? Nu am încotro, mă țin de cuvânt. Mama, ești pregătită? Dacă tata spune și mie de 24 de ore, da. Da, deci astăzi sunt foarte fericită, vă mulțumesc! Alisa, vrei mama și tata spun 24 de ore? Da! Vrei? Cumpărăm jucării. O să beam sucuri? Alisa, vrei un pupic? Da. Părinții mei abia așteaptă să cheltuie bani. Să cheltuie banii pe placurile mele și al Alisa. Da? Da, da. Tu tot aștepți acest vlog? Da. Eu mă gândesc apropo la ce s-am făcut mie, da. Așa, o călătorie în Egipt. O, Doamne. Hai. Așa. O vacanță prin... Drochia, la bunici. Hei, datat. Asta e vacanță. Eu aici mă duc fără să te întreb. Toată vară îmi găseam la bunica la Prășit, la țară. E că de așa din mie să-ți schirgeam să trec. Am 100.000 de abonați. Am 100.000 de abonați! Ascultă. Tata, mă duci cumva la Milomania? Mami, eu la mine. Mamă, te repede. Mai muzică. Copici cu sclipici. Să înceapă nebunia și distracții. Alisa, încolo. Prieteni, deci am un magazin preferat. Nu facem reclamă. Din păcate acolo este un pic scump. Și tata nu cel mai des jucării de acolo, obiecte de acolo. Dar astăzi eu voi zbura prin magazin, fiindcă tata spune... Da. Tata spune... Da, dar cum eu surc cărcior, poftim. Alisa? Tata spune, tata, mama spune, nu! Alisa! Oh my God! Tata, că așa jucării vroiam numai chiar în guin. Oh my God!